Sfârșitul de săptămână propune o nouă rundă pentru echipele de volei, fete și băieții de la Câmpul Lung. Astfel, echipa de cadete de la CS Mușcelul Câmpul Lung, antrenată de profesorul Adrian Mihăilă, vor juca în deplasare la Colegiul Național Nicolae Titulescu din Craiova în meci contând pentru etapa a patra a fazei întâi din seria D. Până în prezent, mușcelencele au o victorie 3-1 cu CSS Sibiu, o înfrângere 1-3 la Pitești, iar în prima etapă au stat. Tot în deplasare vor juca în această rundă și cadeții de la CSS din Nicu Golescu, elevii antrenorului Viorel Caramelea, vor face deplasarea la Dinamo București, meciul fiind programat pentru duminică dimineața. Înainte acestui joc, cele două formații au rezultate diametral opuse. CSS din Nicu Golescu are 3 înfrângeri, în timp ce albroșii sunt în fruntea clasamentului cu 3 victorii după tot atâtea meciuri disputate.